În această perioadă a anului, numeroase gospodine strâng deja provizii pentru sezonul rece, astfel că nu sunt deloc puține cele care așează borcanele cu dulceață sau compot pe rafturi. Ei bine, însă, dacă totuși te-ai plictisit de vechile rețete și vrei ceva nou, poți face dulceață de mentă cu lămâie. Gustul întrece orice așteptare. Conform spynews.ro, ce-i drept, nu de multe ori am auzit vorbindu-se despre dulceața de mentă, însă dacă vrei să-ți încânți papilele gustative și să-i cucerești pe cei dragi, cum este momentul să încerci această rețetă? Cu siguranță o să fie pe lista favoritelor de acum înainte. Ai nevoie de 300 de grame de mentă proaspătă tăiată mărunt, 2 litri de apă, 2 lămâi tăiate cubulețe, 350 de grame de zahăr, 2 plicuri gel fix, 2 linguri de zahăr și colorant alimentar verde. Ei bine, nu este o dulceață despre care auzi prea des, însă cu toate astea se prepară mai ușor decât ai crede, așa că este momentul să trecem la treabă. Pentru început se spală menta, după care se șterge cu șervețele de hârtie. Se taie mărunt, lămâile se spală și ele și se taie cubulețe, iar apoi gel fixul se amestecă cu 2 linguri de zahăr și se pune deoparte. Într-un vas pune mentă și lămâile tăiate și 2 litri de apă, iar apoi le punem la fiert 20 de minute. Se ia vasul de pe foc și lăsăm la macerat timp de 24 de ore, iar după acest interval de timp se strecoară și se adaugă colorantul verde. Siropul rezultat se pune la fiert cu 350 de grame de zahăr timp de 10 minute. Se adaugă gel fix amestecat cu 2 linguri de zahăr și se mai lasă pe foc 3 minute, acesta fiind tot procesul pentru a face dulceața de mentă cu lămâie.